Festivalul Dansului Oriental Caravana Speranțelor 2013 s-a desfășurat la Râbnița. Evenimentul este la cea de-a doua ediție și a întrunit peste 100 de participante din diverse localități de pe ambele maluri ale râului Nistru și din regiunea Izmail. Dansatoare și reprezentanți ai diferitor cluburi de dans din Râbnița, Tiraspol, Bender, Chișinău și Izmail și-au demonstrat talentele în cadrul festivalului. Artiștii au evoluat în secțiuni pentru adulți, dar și pentru copii. Festivalul Dansului Oriental Caravana Speranțelor 2013 întrunește nu doar artiști din diferite regiuni, dar și diverse stiluri și direcții ale dansului. Timp de două ediții, festivalul unește cele mai diferite stiluri și culturi, dansul clasic, cel arab, popular sau tribal. Acestea îmbină elemente specifice mai multor stiluri de dans, de la cel tradițional african, balinez, flamenco, la cel clasic indian sau persian, folcloric sau chiar modern, toate având la bază un filon comun, dansul oriental. Festivalul Dansului Oriental Caravana Speranțelor 2013 a întrunit peste 100 de participanți din Râbnița, Tiraspol, Bender, Chișinău și din regiunea Izmail. Marina Angel, Ruslan Șolcan, de la Râbnița, pentru Elita TV. În cadrul proiectului Strategia de dezvoltare socioeconomică a orașului Rezina au fost organizate 10 ședințe de audieri publice cu cetățenii din localitate. Locuitorii urbei au venit cu idei, sugestii și propuneri pentru o schimbare a aspectului estetic al orașului în care locuiesc. Sper că audierile publice care au avut loc astăzi pe marginea Strategiei de dezvoltare socioeconomică a orașului Rezina vor fi primul pas care va duce la însănătoșirea relației dintre cetățeni și autoritățile administrații publice locale. Aș fi fost cazul de dorit să vină mai mulți. Pe oamcul de asălă nu s-al forțez. Care au venit, s-au spus cuvântul și eu cred că toate cele propuneri, și eu am făcut câteva acolo, 2-3 propuneri, dacă ar fi aprobate de către Consiliu, și asta e puțin, max fi aprobate. Eu, ca cetățean a orașului Rezina, am propus foarte multe acțiuni, includerea transportului electric, care putem să legăm în plan social partea stângă și partea dreaptă a orașului. Adică am propus niște măsuri de lichidare a gunoiștilor neautorizate și necontrolate în oraș. Stația de depurare nu funcționează, este foarte poluat Nistru de la noi, aproape 1000 de metri cubi de ape reziduale se revarsă fără epurare în apele de suprafață la râului Nistru. Primarul orașului Rezina spune că este un pas înainte pentru schimbarea lucrurilor în oraș. Strategia ar fi un caiet de sar, se spune pentru noi, un caiet supern, un document care permanent o să ne conducem de dânsul în toate activitățile, că doar și așa s-au luat în considerație propuneri chiar și la BRA, propunerea tuturor, și agențiilor coronă, și a tinerilor, și a tuturor pătrurilor sociale au stat la baza elaborării acestei strategii. Organizatorii susțin că un rol important în dezvoltarea social-economică îi revine societății. Doar prin idei și propuneri comune, localitățile se pot transforma, iar imaginea lor poate concura cu orașe din alte țări. Exercițiul cel mai dificil nu este până la elaborarea strategiei, vine după.
cum implementăm această strategie. Și aici cetățenii chiar vor avea ceva de spus, pentru că vor trebui să participe activ la găsirea de soluții și instrumente, la găsirea chiar de instrumente financiare, pentru că a pune pe hârtie a fost un exercițiu, o precondiție, dar munca dificilă a primăriei vine acum, când trebuie să implementeze toate acțiunile care au fost incluse în strategie. Potrivit experților, propunerele unor locuitori ar putea soluționa unele probleme ce țin de dezvoltarea comunitară din stânga Nistrului. Mi-a plăcut foarte mult ideea cu acțiuni comune cu partea stângă. Dacă ne va reuși ceva să realizăm aici, asta va fi un lucru minunat, pentru că asta ar însemna că primăria Rezina ar putea face mai mult decât face un guvern întreg vis-a-vis de soluționarea conflictului transnistrian. Orașul Rezina face parte din cele 12 centre raionale incluse în primul grup al proiectului de susținere a autorităților publice locale din Republica Moldova. Acesta este realizat cu suportul agenției SUA pentru dezvoltare internațională și a fost lansat pentru 4 ani în Ungheni, Ialoveni, Comrat, Orhei, Strășeni, Șoldănești, Drochia, Rezina, Telenești, Taraclia, Sângerei și Căușeni. Proiectul are la bază sporirea calității serviciilor publice locale, creșterea veniturilor disponibile pentru autoritățile locale și îmbunătățirea managementului financiar, dar și creșterea eficienței energetice. Ina Komarovski, Alexandru Cebotar, Rezina, fiți la curent! Autoritățile de la Chișinău vor depune eforturi și pe mai departe pentru sprijinirea școlilor moldovenești situate în regiunea transnistreană și neadmiterea perturbării activității educaționale în aceste instituții. Asigurarea vine din partea viceprim-ministrului Eugen Carpov și a fost dată în cadrul unei ședințe avută cu viceministrul educației Liliana Nicolaescu-Onofrei, la care a participat și administrația liceului teoretic Lucian Blaga din Tiraspol. În cadrul întrevederii s-a discutat despre presiunile sistematice din partea structurilor de la Tiraspol, care sunt supuse școlile moldovenești din regiunea de est a țării, subordonate Ministerului Educației al Republicii Moldova. De asemenea, au fost abordate probleme organizatorice, inclusiv susținerea financiară și logistică a liceului. În acest context, Tiraspolului i s-a cerut să se abțină de la acțiuni unilaterale îndreptate împotriva școlilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană, corpului didactic, elevilor și părinților. Reamintim că la 5 decembrie structurile de forță de la Tiraspol au descins la liceul cu predare în grafia latină Lucian Blaga din Tiraspol și au solicitat în mod abuziv prezentarea actelor cu privire la activitatea instituției de învățământ. Asociația Promolex se arată îngrijorată de creșterea presiunilor asupra instituțiilor cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană, iar atacurile asupra administrației sau cadrelor didactice trebuie sancționate, condamnate și stopate. Asta se arată într-o declarație emisă presei. Amintim că la 9 decembrie administrația liceului Lucian Blaga din Tiraspol a fost contactată din nou, fiind amenințată cu amendă de până la 2600 de lei pentru nefurnizarea datelor cu privire la angajații săi și salariile lor. Aceeași situație se repetă și în privința liceului Evrica din Râbnița, care a fost somat să prezinte rapoartele statistice și contabile ale instituției către administrația separatistă, rapoarte care iarăși conțin date cu caracter personal. Guvernul Federației Ruse garantează bunăstarea cetățenilor ruși din Transnistria. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul rus Dmitri Rogozin, titrează Itartas. Răspunsul a venit după ce deputatul rus Roman Hudeakov a ridicat problema cu privire la viitorul rușilor după ce Republica Moldova va semna acordul de asociere cu UE și a recunoscut limba română drept oficială. Potrivit lui Rogozin, acum Rusia împreună cu liderul de la Tiraspol Evgeni Șefciuc aplică toate măsurile de sprijin economic. De asemenea, se desfășoară un program de construcție a instituțiilor sociale, precum grădinițe, școli, spitale. Potrivit demnitarului de la Kremlin, problema transnistreană este strâns monitorizată de Consiliul de Securitate și președintele Federației Ruse. O 150 de militari ai Armatei Naționale au încheiat vineri 13 decembrie exercițiul de pregătire pentru îndeplinirea misiunilor de menținere a păcii în zona de securitate, în componența forțelor mixte de menținere a păcii, desfășurat la Centrul de Instruire al Brigăzii de Infanterie Motorizate Moldova din Bălți. Exercițiul, sub cer senin în 2013, a durat 3 zile. Militarii testați în cadrul exercițiului sub cer senin în 2013 vor fi transferați pentru desfășurarea serviciului militar în termen în subunitățile forțelor moldovene de menținerea păcii, dislocate în localitățile Cocieri, Coșnița și Varnița.